Bună ziua, bun găsit tuturor, vă spunem la mulți ani și sperăm că aveți parte de un Crăciun fericit. Sunt Amedeo Oene, vă invit încă o dată la o călătorie în lumea șahului. Astăzi, într-o ediție specială, vorbim despre oameni speciali, vedete din lumea largă, care iubesc șahul. Veți avea câteva surprize, vă garantez. În câteva minute ne întâlnim și cu Delia Duca și cu explicațiile sale interesante. Începem acum însă cu Woody Allen și Isaac Asimov. Ce au ei în comun? Șahul, desigur. Celebrul regizor Woody Allen, un jucător de șah pasionat, se spune că juca adesea cu fiul său vitreg, Moses Farrow. Astfel și-a găsit inspirația pentru o scurtă povestire despre o partidă de șah desfășurat prin corespondență. Protagoniștii nu reușesc să se înțeleagă până la final în legătură cu pozițiile pieselor pe tablă și, în consecință, ambii se consideră câștigătorii. Relația scriitorului de science fiction, Isaac Asimov, cu șahul este descrisă în autobiografia sa ca fiind una dificilă. Pasionat de jocul minții, Asimov mărturisește că, în ciuda eforturilor, s-a dovedit a fi un jucător extrem de slab. În ciuda confesiunii sale, a inclus șahul în două novele cunoscute, Căderea nopții și O piatră pe cer. Matematicianul Leonard Euler a construit o tablă cu 8 ori 8 pătrate, iar în fiecare pătrat a notat un număr de la 1 la 64. A fost numit pătratul magic și arată cum poate muta calul pe tabla de șah, astfel încât să atingă fiecare poziție o singură dată. Scriitorul și matematicianul Lewis Carroll a țesut întreaga poveste a cărții Alice în Țara Oglinzilor în jurul tablei de șah. Majoritatea personajelor sunt piese ce participă într-un joc pe o tablă uriașă, similar cu ce se juca în Evul Mediu și Renaștere cu piese umane. În plus, Lewis Carroll a compus ocazional probleme de șah. Iată-ne din nou în studio cu o nouă provocare pentru cei mai pasionați de șah dintre dumneavoastră. Astăzi vă propunem spre rezolvare o problemă publicată în Pittsburgh Gazette Times în 1915, 100 de ani, iată deja. Datele problemei sunt următoarele: alb, rege G8, damă A3, turn F5, nebun G1 și pioni în D3 și F2, negrul cu rege D4, turn F3 și pion D5. Enunțul problemei este: albul mută și dă mat în două mutări. Vă invit să ne trimiteți răspunsurile și comentariile dumneavoastră, ca de obicei, pe adresa shaharonrealitatea.net. Soluția acestei probleme va fi prezentată în emisiunea următoare, așa cum știți deja. Între timp cât vă notați datele problemei, intrăm din nou în lumea filmului. Un mare fan al șahului este și actorul Will Smith. Acesta nu doar că joacă șah amator, dar ia chiar și lecții, încearcă să se perfecționeze. Într-un an, soția sa, Jada Pinkett Smith, a vrut să-i facă un cadou, a luat legătura cu marele maestru Morris Ashley și a organizat o lecție de șah surpriză. Când marele maestru a intrat în cameră, Will Smith a fost extrem de entuziasmat de cadoul primit. Au rămas în fața tablei de șah într-o sesiune de mai multe ore, în care actorul american a fost fericit să-și demonstreze talentul la șah, dar și să învețe unele trucuri sau strategii care să-l facă să joace mai bine. O experiență extrem de plăcută, un cadou în alb și negru pentru un actor complex, Will Smith. Despre pasiunea lui Napoleon pentru șah am mai discutat în emisiunile noastre anterioare. Astăzi mai adăugăm câteva nume pe această listă a celebrităților care împărtășesc această pasiune. Napoleon este poate cea mai cunoscută victimă a unei înșelătorii în șah, celebrul turc. Mașinăria Turcul, prezentată ca o mare invenție la acea vreme, s-a dovedit a fi animată de un jucător de excepție în carne și oase, ascuns în spatele mecanismului. Celebrul Charlie Chaplin a descris în autobiografia sa pasiunea pentru șah. Această pasiune l-a împins la participarea la un simultan alături de 20 de staruri de la Hollywood împotriva copilului minune Sammy Rashevsky, 9 ani pe atunci, în 1921. Artistul Marcel Duchamp, într-o vreme, a abandonat pictura pentru șah. A desenat posterul celui de-al treilea campionat de șah al Franței și o vreme a scris articole pentru o revistă de profil. Poate fi văzut jucând șah în scurtmetrajul din 1924, Entr'acte. Concluzia lui Marcel Duchamp, mărturisită de el însuși, a fost: în vreme ce nu toți artiștii sunt șahiști,
toți șahiștii sunt artiști. Muzicianul englez Sting este la rândul său un mare promotor al sportului minții. A jucat într-o partidă demonstrativă în iunie 2000 alături de patru dintre colegii săi din The Police, împotriva marelui campion Garry Kasparov. Toți cei cinci muzicieni au fost învinși, dar Sting a rezistat cel mai mult în joc. Și astăzi se află în studio alături de mine Delia Duca, invitata mea permanentă, pasionată de șah, campioană la dezlegări de probleme de șah. Delia, bună ziua, bine ai revenit și la mulți ani de Crăciun! Bine te-am găsit, asemenea! Ai vreun mesaj special pentru telespectatorii noștri într-o zi deosebită ca asta, o zi de sărbătoare? Aș dori să le mulțumesc că urmăresc această emisiune de șah și să le urez, bineînțeles, sărbători fericite alături de cei dragi. Hai să ne amintim de problema de data trecută și te rog să ne prezinți rezolvarea ei. Sigur. În ediția trecută am propus o problemă destul de simplă. Simplă prin faptul că negrul nu are multe posibilități de apărare. Albul, după cum se poate observa, are o damă în plus și un nebun pe un pion negru. De aceea ar câștiga aproape orice ar muta, dar ne interesa să găsim singura mutare prin care reușim să dăm mat în două mutări. Dacă am încercat să dăm un mat, un șah simplu, cu dama, evident i-am crea negrului mult prea multe câmpuri de refugiu și nu am avea mat la a doua mutare. De exemplu, după rege E5 nu mai avem niciun mat. De asemenea, dacă am împinge pionul, regele negru ar căpăta posibilitatea de a muta pe E6 și la fel nu am avea mat la următoarea. Pe de altă parte, dacă am putea să nu facem nicio mutare, singura lui mutare ar fi F6 și ar urma nebunia la G6 mat. Așadar, piesele albe sunt așezate foarte bine, dar orice am jucat ne stricăm poziția și de aici vine ideea de mutare de așteptare în rezolvarea problemelor. Așadar, în poziția inițială trebuie să găsim o mutare de așteptare prin care să reușim să ne menținem poziția pieselor. Dama controlează foarte bine această linie. Nebunul, de asemenea, regele, controlează câmpul G5. Nu reușim să mutăm pur și simplu din rege pe G7 pentru că, la fel, regele negru ar fugi și nu avem mat la următoarea. Dar trebuie să vedem posibilitatea de a ne retrage și de a reveni în poziția în care eram deja. Noțiunea de switchback, așa se numește tema în engleză, este nebun G8. Mutăm nebun G8 și amenințăm două câmpuri. Avem atac dublu pe câmpul E6, în ipoteza că pionul negru de pe F7 ar înainta și în același timp amenințăm să ne întoarcem pe câmpul de pe care am plecat, pe H7, dacă pionul negru din G6 înaintează. Mutând nebun G8, i-am creat negrului posibilitatea de a împinge pionul, dar în acest caz ne întoarcem de unde am plecat, nebun H7 și este mat. Deci chiar dacă pare că i-am dat mai multă libertate de acțiune, urmează matul, iar la F6 avem un mat nou, nebun E6 mat. Această problemă, cum am spus, a fost foarte simplă, dar instructivă din punct de vedere al faptului că de multe ori, chiar și copiii, la tabla de joc, doar pentru că nu găsesc o mutare de atac foarte bună, fac o greșeală sau mută o mutare nepotrivită pentru că nu au capacitatea de a face o mutare de așteptare sau uneori chiar să se retragă din atac doar pentru a-și repoziționa piesele. Așadar, răbdarea este un ingredient absolut necesar atunci când joci șah. Foarte interesantă această problemă. Hai să trecem, Delia, și la problema explicată pe care o propui pentru această ediție a emisiunii noastre. Prezintă mai detaliat ideea de atac dublu. În această problemă am avut un atac dublu al nebunului pe câmpul H7 și E6, chiar dacă a fost indirect, iar în problema următoare va fi, de asemenea, vorba de un atac dublu al nebunului. Să urmări. Cum spuneam, atacul dublu poate să fie, de exemplu, când un pion alb de-al nostru atacă un cal și un nebun. Să spunem, în această situație, dacă am avea calul pe A4 și nebunul pe C4, dacă am jucat, de exemplu, B3, în situația în care pionul nostru ar fi apărat,
ar fi furculiță și negrul ar pierde una dintre cele două piese. Dar în afară de această situație banală în care avem de-a face cu o furculiță sau în situația în care se dă un șah damă sau șah nebun, în acest caz, de exemplu, calul, dacă ar fi pe câmpul F3, ar da șah nebun, regele alb trebuie să mute, iar nebunul alb va fi pierdut. Dar acestea sunt doar cazurile simple de atac dublu. În realitate, atacul dublu poate să însemne, așa cum am avut și în problema dinainte, un atac al unui câmp pe care amenințăm să dăm mat sau amenințăm să jucăm o mutare foarte bună și al unei piese sau chiar atacul la două câmpuri. În această problemă, pare că negrul ar putea să prindă cu ușurință pionul alb de la transformare, adică la F7 să joace rege G7 și să împiedice transformarea, urmând ca după cal C3 și eventual cal D5, chiar să încerce să câștige această partidă, în care, dacă ar captura acest pion, ar avea cal și doi pioni contra nebun și un singur pion. Vom vedea totuși că albul reușește printr-un atac dublu al nebunului să câștige această partidă. Să punem pionul înapoi. Așadar, prima mutare a albului este evidentă, F7. Încercăm o transformare. Negrul joacă rege G7 pentru a bloca transformarea pionului în damă, mai exact pentru a captura această damă în cazul unei transformări. Iar în această situație, albul are mutare salvatoare, nebun E7. După nebun E7, avem un atac dublu. Pe de o parte, amenințăm să jucăm F8, șah. Negrul nu mai poate captura dama dacă am apărat-o cu nebunul din E7. Pe de altă parte, nebunul amenință să joace nebun B4 și să prindă, cum se numește, calul negru în capcană. Este o situație clasică în care calul are doar trei mutări posibile, A3, C3 și D2, iar toate cele trei câmpuri sunt controlate de nebunul nostru. Negrul încearcă totuși să lupte în continuare, capturează pionul din F7. La nebun B4 încearcă să ajungă cu regele să atace nebunul înainte ca noi să reușim să atacăm calul cu propriul rege pentru a-l captura. Deci la nebun B4 joacă rege E8. Nu poate să vină direct pe E7 pentru că avem nebunul. Noi jucăm rege F2. Rege D7. Fiecare se îndreaptă spre ținta proprie. Ținta albului este calul negru, iar ținta negrului este nebunul alb. Rege E2. Rege C6 și acum jucăm rege D3 pentru a controla exact cele două câmpuri pe care calul negru ar putea să scape din capcană, D2 și C3. La rege D3, negrul atacă nebunul alb, iar în acest moment ne retragem cu nebunul, dar menținem diagonala A3 F8 pentru ca să controlăm în continuare câmpul A3, unde calul ar putea să mute dacă am plecat de pe această diagonală. Jucăm nebun F8, iar în această situație încearcă ca ultimă încercare să transforme acest pion. Joacă E5, noi jucăm rege C2, E4, am capturat calul negru, E3, în acest moment jucăm nebun H6 și atacăm pionul, iar la mutarea E2 demonstrăm încă o dată atacul dublu pe care poate să-l facă nebunul cu mutarea nebun D2. După nebun D2 am împiedicat transformarea pionului negru, acesta poate să se transforme, dar noi vom captura dama neagră și în același timp controlăm și câmpul B4, astfel încât regele negru nu mai poate să ne atace pionul și este evident că vom câștiga această partidă după ce, indiferent dacă transformă sau nu, avem rege și nebun, iar cu acest pion vom transforma dama și vom câștiga partida.
Absolut captivant acest final de partidă. Delia, îți mulțumim foarte mult pentru explicații. Ne vedem săptămâna viitoare. Cu drag. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă aștept și sâmbăta viitoare pentru mai multe povești interesante, portrete de campioni și istorioare inedite din lumea șahului. Așteptăm comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook și nu uitați de întâlnirea noastră cu șahul, cu strategiile în alb și negru. Vă aștept!